În timp ce cazurile de coronavirus sunt în continuă creștere, școlile vor rămâne deschise și după depășirea ratei de 6 infectări la 1000 de locuitori. Comitetul Național pentru Situații de Urgență va lua decizia în această seară și până vineri ar urma să fie aprobată în ședința de guvern. Grupul de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României a acceptat deja în unanimitate că închiderea școlilor să nu mai depindă de ratele de infectare și intensificarea controlelor. Reprezentanții Consiliului Național al Elevilor au venit și ei cu un răspuns ferm. Unitățile de învățământ să rămână deschise și după depășirea pragului de 6 la 1000, însă elevii și profesorii să se poată testa ori de câte ori este necesar. Mai mult cer controle severe în școli pentru ca autoritățile să se asigure că toate măsurile împotriva răspândirii virusului sunt respectate. Ministrul Educației cere Agenției Naționale a Medicamentului aprobarea testelor non-invazive. Haideți să urmărim declarațiile oficialilor. Vrem în continuare să menținem prezența fizică în școli. Ne gândim la introducerea testelor cu salivă. Ministrul Educației anunța ieri că 99% dintre părinți nu vor să testeze copiii, ceea ce este trist. De aceea, ok, poate încercăm cu teste cu salivă, vom vedea cum putem să facem, dar intenția rămâne de a avea școlile cu prezență fizică în continuare. Știm foarte bine că școlile online nu au avut cele mai bune rezultate anul trecut. Propunerea grupului de suport este acela de a ne referi strict la situația epidemiologică din școală, nu la situația epidemiologică din localitatea respectivă. Aceste două lucruri trebuie decuplate și eu sunt de acord cu această decuplare, pentru că este logic să ne referim la o situație dintr-o anumită unitate școlară. Dacă avem copii infectați, atunci luăm măsura de trecere în online. Dacă această chestiune nu e prezentă, atunci școala trebuie să continue fizic. Iar cele mai multe țări europene nu prevăd niciun fel de prag pentru închiderea școlilor. Se merge pe principiul închiderii punctuale atunci când apar focare într-o școală sau alta. De exemplu, în Spania, autoritățile au decis să depună toate eforturile pentru a ține școlile deschise. Pentru acest an, în cazul unei rate mari de infectare într-o comunitate, elevii de liceu vor trece în sistem hibrid. Atenție însă, peste 75% din populația Spaniei este vaccinată, iar peste 80% dintre copii cu vârsta între 12 și 19 ani s-au vaccinat deja. Și mergem mai departe. Danemarca. Aici COVID-19 nu mai este considerată o boală critică. 75% din populație vaccinată, astfel nu există un prag pentru ca școlile să se închidă. Și mergem mai departe. În Olanda, unitățile de învățământ sunt deschise și așa vor rămâne, spun guvernanții. Iau măsuri izolate atunci când apare un caz într-o școală. Dar mai mult decât atât, pentru elevii nevaccinați, statul oferă teste gratuite acasă pentru a se testa de două ori pe săptămână. Ce au toate aceste țări în comun? Ei bine, procentul foarte ridicat de vaccinare. La noi, părinții și elevii sunt revoltați pentru că nu au fost consultați în legătură cu ultimele decizii. Actorii din educație cer argumente științifice în baza cărora autoritățile propun eliminarea scenariului roșu de funcționare a școlilor. Iar dacă decizia rămâne în picioare, părinții solicită ferm testarea elevilor și a profesorilor la fiecare 72 de ore. În cazul refuzului, tot FNAP propune ca elevii netestați să urmărească orele de acasă în sistem hibrid. Și mergem în acest moment la Raluca Bârcă. Raluca a stat de vorbă cu reprezentanții acestor asociații și ne dă mai multe informații. Raluca, te ascultăm. Bună seara, bun găsit tuturor! Ca dorința părinților să poată fi pusă în aplicare, anume aceea ca elevii care refuză testarea să desfășoare ore în online, ar trebui ca Ministerul Educației să se asigure că fiecare unitate de învățământ din această țară dispune de mijloacele tehnice necesare, adică de o cameră video, de un ecran digital, de un microfon funcțional și de tablete pentru elevii care desfășoară ore în online. De asemenea, elevii își doresc doar să se simtă în siguranță la școală, iar aici intervine rolul direcțiilor de sănătate publică și rolul conducerii unităților de învățământ. Ca să înțelegem mai exact ce presupun aceste lucruri, o am alături de mine pe directorul școlii Sfinții Voievozi din Capitală, doamna Daniela Vonea. Bună seara, doamna director! Vă rog să ne spuneți câte dintre aceste atribuții ale Direcției de Sănătate Publică revin de fapt la dumneavoastră, pentru că în această perioadă rolul greu de fapt dumneavoastră îl duceți. Păi, cred că majoritatea, și nu spun numai așa, și dacă mă uit la anchetele epidemiologice, noi suntem obligați să transmitem
contacții direcți, respectiv cei patru vecini, trei, patru vecini ai copilașului. Testele rapide, într-adevăr, le preluăm de la direcțiile de sănătate publică, dar tot cu ajutorul personalului nostru. Iar în ceea ce privește datele despre intenția de vaccinare, respectiv despre intenția de testare, ne-au fost solicitate tot nou printr-o platformă dedicată, care probabil că ajunge mai departe către Direcția de Sănătate Publică. În privința anchetelor epidemiologice, pentru că acolo este cea mai mare curiozitate a părinților, cum se desfășoară ele de fapt? Vin acei medici epidemiologi în școală? În școală nu. În școală, din școală, noi transmitem informații despre vecinii elevului care a fost depistat pozitiv, de fapt despre părinții acestora, adică un număr de telefon la care dânsii pot fi contactați. Mulțumim tare mult, doamna director, pentru toate aceste informații, așadar vom vedea dacă această decizie luată astăzi de către membrii grupului științific va deveni realitate. Mai trebuie o hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și după aceea o hotărâre de guvern pentru ca școlile să rămână deschise chiar și după acest prag de 6 cazuri la 1000 de locuitori. Tu știi ce înseamnă pentru școli dacă se atinge acest prag de 6 cazuri la 1000 de locuitori? Știi ce e asta? Ai auzit? Am auzit că nu e bine. Mie nu-mi place asta. Mie îmi place să merg la școală. Cei mici nu par încântați de ideea trecerii la învățământul online. Din nou, nici ei, dar nici părinții lor. Dacă s-ar închide școlile, cum s-ar părea? Nu mi-ar plăcea, pentru că doamna nu ne-ar avea cum să ne arate pe tablă. Nu știu dacă ar trebui să se închide. Totuși, e nasol și cu online-ul ăsta. Nu e bine deloc. De-abia s-au învățat cu școala, de-abia au început și să se oprească din nou. Nu prea le place să facă online și le place la școală. Păi socializează, sunt copii, se joacă acasă sau singur se uită la ecran. Totuși, în rândul părinților sunt două tabere, cei care sunt împotriva cursurilor în format fizic și cei care vor ca elevii să meargă la școală, însă cu test. Să avem testele, să avem personal calificat și personal care să gestioneze astfel de acțiuni, că dacă nu le avem pe acestea, vorbim vorbe. Dacă stăm să facem o analiză a ceea ce se întâmplă în acest moment în unitățile școlare, nu cred că putem vorbi pe mai departe de formatul fizic. Avem foarte multe clase care se închid. În fiecare zi, în statistica noastră, apar 10-15 clase care se închid. Și în acest fel, cred că vom ajunge cât de curând să închidem toate unitățile școlare. Nu am fost iar pregătiți așa cum se întâmplă de obicei. 16 școli și grădinițe din capital au trecut deja la învățământul online după ce mai mulți copii s-au infectat. Și discutăm acest subiect cu Cătălina Porumbel, realizator Antena 3 și părinte, și cu domnul Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți. Bună seara! Bună seara amândurora și vin, Cătălina, prima oară către tine. Tu ești și mamă. Spune-ne ce părere ai despre acest scenariu, școlile să rămână deschise indiferent de rata de incidență. Deschiderea și menținerea școlilor cu testare este o decizie corectă, dar ea vine mult, mult prea târziu. Acest lucru trebuia făcut încă de la începutul anului școlar. Noi vorbim despre testele rapide pe bază de salivă de la începutul anului. Acum două săptămâni, Ministrul Educației spunea că cineva de la Agenția Națională a Medicamentului nu vrea aprobarea acestor teste pe bază de salivă. Iată că acum vrea. Ceea ce demonstrează că nu a fost o decizie luată de cineva, un anonim de la Agenția Națională a Medicamentului, ci a fost o decizie politică eșuată. Să aștepți să ajungi la 6 la 1000 incidență, să decizi abia acum testare în școli, repet, este un lucru mult prea târziu, pentru că multe dintre unitățile școlare deja au devenit focare de infecție. Sunt mii de elevi infectați care au ajuns acasă și și-au infectat și membrii familiilor, așa cum este și cazul meu. Am văzut de asemenea declarația Ministrului Educației că într-o școală 90% dintre părinți refuză testarea. Astăzi premierul vorbește despre 90% dintre părinți. Cred că este o eroare de comunicare. La mine, de exemplu, nu a ajuns niciun formular, nu m-a întrebat nimeni dacă sunt de acord cu testarea copiilor mei. A fost un singur formular pe care l-am completat în anul școlar trecut, dar în prezent pe mine nu m-a întrebat nimeni. Și vreau să vă spun că atunci când am fost întrebată de acest lucru,
În clasa fetiței mele, cred că au fost 2 sau 3 cazuri de părinți care nu au vrut testare. Ceea ce înseamnă că sunt școli unde părinții doresc testare și cred că trebuie să se înceapă de undeva. Să dai o excepție, drept exemplu, nu cred că este productiv în acest moment. Ok, sunt unități școlare unde nu se dorește testarea, dar sunt foarte multe școli unde părinții doresc. Hai să începem de undeva și poate cu puterea exemplului să ajungem la o testare în rândul elevilor. Este foarte important să faci acest lucru pentru că vedem câte cazuri de copii sunt în spitale și este normal să existe această teamă de a-ți lăsa copiii să nu meargă la școală. Cătălina, rămâi cu noi. Aș vrea să mergem la domnul Cristache. Domnule Cristache, în urma comunicatului pe care l-ați făcut astăzi public, înțeleg că și propunerea dumneavoastră este testare în masă, masa tuturor elevilor, dar și profesorilor, odată la 72 de ore? Da, într-adevăr, venim cu o propunere pentru că la ordinul comun, onor Ministerul Educației și onor Ministerul Sănătății nu și-a dorit să ne consulte. Niciun partener nu a fost consultat. Culmea, noi, cei care suntem cu mâna în cocă, cum s-ar spune, pentru că primesc zeci, sute de mesaje într-o perioadă de timp foarte scurtă. Elevii, de asemenea, știu ceea ce se întâmplă. Sindicatele, prin profesori, au ținut acest ordin comun ascuns. În momentul când a apărut acest ordin comun, am pus și o întrebare de bun simț. Cum ați fundamentat această cifră de 6 la 1000? Și constat și eu acum că domnul ministru, ieri, într-o emisiune, și-a pus întrebarea că nici dânsul nu știe cum s-a fundamentat această cifră. Este adevărat că sunt tabere. Este normal, domnule Cristache, să ajungem în al treilea an școlar în pandemie și să ne întrebăm cine sunt cei care au decis incidența de 6 la 1000? Adică nu cineva își bate joc de noi? Deloc. După 2 ani de pandemie să vină cineva să ne spună că nu se știe cum s-a fundamentat această incidență de 6 la 1000? Aveți perfectă dreptate. Eu am tras un semnal de alarmă atunci când a apărut ordinul comun. Și acum am avut un schimb de mesaje cu domnul ministru și l-a rugat să ne cheme și să stăm acolo câteva ore la nivelul ministerului și să spunem tot ce avem de spus astfel încât să nu mai plimbăm acești copii, uite școala, nu e școala. Faptul că dumneavoastră nu ați primit acel formular, consimțământul este, arată calitatea actului managerial acolo în acea școală pentru că avea obligativitatea cu directorul prin diriginți sau prin învățători în funcție de nivelul de pregătire, în funcție de ciclul de învățământ să primiți aceste formulare. Dar este clar că, având în vedere totuși că vorbim de o rată a incidenței peste 6 la 1000, stimate doamne, este obligatoriu să vorbim de testare, pentru că altfel riscul este enorm. Deci dacă nu vom avea capacitatea, și credeți-mă că nu o vom avea cu certitudine, atât timp cât noi nu am fost în stare să punem niște teste la dispoziție când am vorbit de o rată a incidenței de 2, 3, domnule Cristache, dar vorbim de atât de mult timp de testări, inclusiv noi aici, jurnaliștii, Cătălina, știi bine, spuneam că a început școala cu milioane de teste în depozite, însă copiii netestați, profesorii netestați. Pentru că se consideră un act medical și nu există personalul pus la dispoziție de către direcțiile de sănătate publică sau de către acele asistente din cabinetele școlare. Aici este marea dispută și marea problemă. Nu poate, teoretic, un profesor nu trebuie să ia un test unui copil atâta timp când nu are această calitate. De aici pleacă toate aceste neajunsuri și în acest moment statul este incapabil să asigure o continuitate în condiții de securitate. Vă spun răspicat, cu atât mai mult cu cât vorbim de o rată a incidenței de peste 6 la 1000, repet, statul este incapabil să asigure acest parcurs. Dar credeți că este real acest procent de 90%? Cătălina povestea că nu a întrebat-o nimeni dacă este de acord sau nu să fie testate cele două fetițe. Nu, procentele sunt aproape egale. În martie, aprilie, când noi am făcut acel sondaj, undeva la 60% între părinți se opuneau la aceste teste, la testarea în masă, pentru că eu am avut intuiția în martie să propun acest lucru ministerului și am făcut un sondaj la care au răspuns peste 70.000 de respondenți văzând ceea ce se întâmplă în statele mult mai dezvoltate. Atunci, în momentul ăla, că am fost și la doamna Porumbel în emisiune, mi-au sărit o grămadă părinții în cap că mi-a spus cum îndrăznesc eu să cer acest lucru și testarea în masă pentru copii. Iacă-te că s-a ajuns aici, pentru că nu trebuie să ai cine știe ce IQ, trebuie să te uiți la ce fac țările mult mai dezvoltate decât noi. Atâta timp când noi nu suntem în stare să ne vaccinăm pentru că avem frici, da? Aici nu vreau să comentez, e dreptul fiecăruia să refuze da sau nu, atunci obligatoriu peste această rată a incidenței trebuie să testăm astfel încât să nu expunem copiii la niște riscuri majore. Vă mulțumim amândurea pentru intervenție. Nu este normal să vorbești despre sau să pui pe umerii părinților această problemă reală din școli. Ba că părinții nu se vaccinează pentru că mai nou sunt analfabeti funcționali, așa spune premierul, după ce președintele ne-a făcut proști pe cei care nu se vaccinează. Spui acum că părinții nu sunt de acord cu aceste teste.
este o idee falsă. Repet, trebuie să se facă această testare, formulare, trimise aceste formulare în școli, întrebați părinții, început cu școlile unde majoritatea dorește testare, astfel încât prin puterea exemplului să vezi până la urmă că asta este singura soluție. Nu poți să lași molurile deschise, moluri care sunt pline de părinți cu copii și de adolescenți în fiecare zi deschise și să închizi școlile. Este un dezastru absolut și cred că domnul Cristache știe foarte bine de depresiile copiilor, copii care sunt obezi. Și am avut o campanie, Cătălina, aici la Antena 3, știi foarte bine, copiii pandemiei, în care am arătat toate aceste probleme. Vă mulțumim amândurora pentru intervenția la News Hour-ul CNN. Testarea este soluția. Asta este concluzia de astăzi.